Noi dividende și acțiuni gratuite la Bursa de Valori din București. Am mai avut dividende și acțiuni gratuite recent de la Banca Transilvania, dar avem noi dividende propuse. Însă, de această dată, avem două opțiuni, două scenarii. Efectiv, Consiliul de Administrație a propus două scenarii de dividende către aprobare AGA. Și atunci vreau să discutăm despre aceste dividende și despre acțiuni gratuite, pentru că dividendele vor fi plătite după distribuția de acțiuni gratuite. Și atunci poate să fie un calcul complicat pentru un investitor la început de drum și vreau să discutăm împreună ce dividende primești și ce acțiuni gratuite primești, cât de multe acțiuni vei avea și, bineînțeles, ce înseamnă acel dividend pentru portofoliul tău de investiții. O să discutăm despre RomGaz. RomGaz este una dintre cele mai importante companii din indicele bursier Bet, Este un producător de gaze naturale, un participant strategic din lanțul valoric energetic din țara noastră, din România, Așa că avem foarte multe de discutat în acest material, de aceea îți aduc aminte dacă vrei să rămâi în acest material și să extragi informația din acest material, poți să lași o apreciere mai jos să ne susții canalul și, bineînțeles, dacă vrei să apreciezi echipa noastră. RomGaz vine în fața acționarilor cu două propuneri de dividende, prima de 1,3 miliarde de lei, iar a doua mai prudentă, de peste 500 de milioane de lei, motivată de investițiile ridicate. O să vedem la ce se referă cu privire la aceste două propuneri, pentru că, într-adevăr, înaintează acționarilor Consiliul de Administrație două propuneri de dividende pe diferite criterii, doar că este puțin mai complicat de înțeles mai ales când te uiți la dividendul pe acțiune, pentru că se ia în calcul numărul de acțiuni după distribuirea de acțiuni gratuite, după majorarea de capital. Și atunci o să ne uităm împreună pe toate aceste detalii. Rămânem puțin pe această știre și vedem producătorul și furnizorul de gaze naturale RomGaz a convocat acționari pe 25 aprilie pentru a aproba distribuirea unui dividend din profitul net pe 2023, fiind propuse două variante în acest sens, conform raportului de la Bursa de Valori din București. Prima opțiune înseamnă un dividend brut de 0,35 lei pe acțiune, din care o parte din profitul net din 2023 și restul din rezultatul reportat din rezerve și dividendele distribuite către acționare ar fi de 1,3 miliarde de lei. A doua variantă, mai prudentă, implică un dividend brut de 0,14 lei pe acțiune, tot din profitul net din 2023 și o parte din rezultatul reportat o parte mică. Și atunci compania ar plăti 500 de milioane de lei sub formă de dividende. Probabil că te uiți la aceste dividende pe acțiune și ți se par foarte, foarte mici, pentru că romgaz se tranzacționează la peste 50 de lei pe acțiune și atunci este nereprezentativă această valoare de dividend. Cu toate acestea, o să discutăm împreună de ce propune acest dividend și de ce pare atât de mic, pentru că de fapt nu este. Ei bine, în momentul de față, romgaz se tranzacționează la 50 4,60 de lei pe acțiune a avut o traiectorie ascendentă, un randament foarte bun, are o capitalizare bursieră de 21 de miliarde de lei, un price earnings de 8,40, dar o să aprofundăm. Ideea este că minimum de tranzacționare din ultimele 52 de săptămâni a fost 37,7 lei pe acțiune, iar maximum pe tranzacționare a fost de 55 de lei pe acțiune aproape de prețul din piață de astăzi. Deci a fost o evoluție pozitivă pozitivă pentru Romgaz, apropiindu-se și chiar depășind vârful de tranzacționare istoric. În momentul de față vreau să ne uităm la acest raport pe care l-am acoperit în trecut. Este un raport din 14 noiembrie 2023, dar vreau să-ți aduc aminte, Consiliul de Administrație Romgaz a înaintat spre aprobare către AGA majorarea capitalului social cu suma de 3,47 de miliarde de lei prin emisiunea a 3,46 de miliarde de acțiuni. Atenție! 3,46 de miliarde de acțiuni vor fi emise cu valoare nominală de un leu pe acțiune și fiecare acționar o să primească 9 acțiuni gratuite pentru fiecare acțiune deținută. Adică dacă ai 100 de acțiuni în RomGaz, o să ai 1000 de acțiuni în RomGaz după această distribuție de acțiuni. Deci prețul din piață de 54,60 de lei pe acțiune o să fie ajustat la 5, ceva lei pe acțiune pentru că nu știm cum o să fluctueze prețul până pe X de ex date-ul acțiunilor gratuite în momentul în care o să fie ajustat pe bursă iar după ți se vor distribui acțiunile gratuite. Înainte să discutăm despre dividendele propuse în două scenarii, o să vezi despre ce este vorba, vreau să discutăm despre acțiunile gratuite, când au fost propuse, când au fost aprobate, ce înseamnă asta și pe ce dată o să se schimbe numărul de acțiuni pentru RomGaz și o să fie ex-date pentru distribuția de acțiuni gratuite. Valoarea totală a capitalului social se majorează de la valoarea de 385 de milioane de lei la valoarea de 3,85 de miliarde de lei. Majorarea de capital se realizează pentru susținerea activității societății. Și vedem așa, aprobarea de 28 mai ca ex-date. Ce înseamnă această dată 28 mai X date ce reprezintă pentru tine? Ei bine, ca să primești acele acțiuni gratuite, 9 acțiuni gratuite pentru una deținută, trebuie să deții acțiuni până pe 27 mai inclusiv. Chiar dacă nu deții acțiuni acum, dacă vei cumpăra în gaz până pe 25, 26 sau 27 inclusiv, da? dar eu sugerez tot timpul cu vreo 2-3 zile înainte de X date, atunci vei primi acțiunile. Dar pe data X date trebuie să iei în calcul că prețul pe acțiune o să fie ajustat de 10 ori față de prețul la care se va tranzacționa atunci. Deci, dacă e 60 de lei pe acțiune, o să fie 6 lei pe acțiune pe 28 mai. Nu este diluare. Am mai văzut investitori care întreabă: Nu se diluează capitalul. Aceste acțiuni pe care le primești, practic, extra, pentru că observăm, vor fi mult mai multe acțiuni, de 10 ori mai multe acțiuni față de câte acțiuni erau înainte sau câte sunt acum până pe XDA, vreau să spun, atunci o să primești și o să ai de 10 ori mai multe acțiuni, dar și prețul o să fie de 10 ori mai mic. Gândește-te la o plăcintă sau la o pizza care este tăiată în mai multe felii. Dacă dețineai 3 felii și acum deții să spunem 30 de felii, este aceeași cantitate pentru că valoarea de piață nu se schimbă, capitalizarea bursieră nu se schimbă. Ei bine, acționarii s-au întâlnit și au votat această majorare de capital pe 18 decembrie 2023, deci o să intre în vigoare, așa că stăm cu ochii pe calendar și, bineînțeles, trebuie să știi în funcție de ta de investiții dacă RomGaz merită să facă parte sau nu din portofoliul tău de investiții. Și acum o să discutăm despre cele două propuneri de dividend. Avem varianta 1, un dividend de 0,35 lei pe acțiune și varianta 2, un dividend de 0,14 lei pe acțiune. Și o să zici... Păi prețul în piață e 54 de lei, cum adică doar 0,35 lei pe acțiune, varianta bună. Da, dar acest dividend va fi plătit după distribuția de acțiuni. De 10 ori mai multe acțiuni vor fi în circulație, de 10 ori va fi prețul mai mic pe acțiune. Ceteris paribus. Hai să discutăm. Acum, este foarte important ce a propus Consiliul de Administrație către acționari pentru următoarea AGA, da? pentru următoarea adunare generală a acționarilor. Ei bine, au propus dividende, însă au propus două variante, ceea ce nu este atât de obișnuit pentru Bursa de Valori din București. În prima variantă au propus un dividend brut pe acțiune de 0,35 lei, iar în varianta a doua, un dividend brut pe acțiune de 0,14 lei. Mai târziu puțin am centralizat toate aceste informații și o să discutăm ce randament al dividendului ar putea să fie și ce valoare are Romgaz în momentul de față sau dacă ne am uitat la forward price to earnings. Ei bine, explică cât ar reprezenta și de unde ar pleca acești bani în primul caz pentru 0,35 lei pe acțiune, dar pentru varianta 2, consiliul de administrație spune așa, nivelul ridicat al investițiilor asumate de Romgaz prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2020 Aprobat prin hotărârea AGA de 4,7 miliarde de lei, din care 3,3 miliarde de lei pentru activitatea offshore, pentru a asigura o dezvoltare sustenabilă a societății și un grad de îndatorare sănătos din punct de vedere financiar, conducerea administrativă și cea executivă propun ca rata de repartizare a profitului repartizabil să fie de 20%. O rată mai mare de repartizare a dividendelor va genera creșterea gradului de îndatorare a societății și implicit, majorarea costurilor în ceea ce va genera diminuarea profiturilor viitoare și va reduce disponibilitățile financiare necesare pentru realizarea de investiții viitoare. Și atunci, pentru faptul că data de înregistrare propusă este 5 iulie, practic acest eveniment este a posteriori evenimentului de distribuție a acțiunilor gratuite, adică ulterior. Și atunci o să primești acest dividend pe acțiune, având în vedere nu noul număr de acțiuni și anume 3,85 de miliarde de acțiuni de 10 ori mai mult decât acum. Din nou, această valoare nominală de un leu, te rog să nu te inducă în eroare, este o valoare contabilă, nu este o valoare de piață. Prețul din piață e 50 și ceva de lei pe acțiune, aceasta este o valoare contabilă, da? În capitalul proprii. În momentul de față, RomGaz este deținut 70% de către statul român prin Ministerul Energiei de persoane juridice 24% și de persoane fizice 5,25%. Înaintăm analiza și ne uităm la bugetul de venituri și cheltuieli. Hai să vedem ce a bugetat managementul, directoratul companiei RomGaz pe 2024, 2025 și 2026. Vom lua aceste informații, le vom centraliza într-un tabel și vom discuta și despre forward price to earnings chiar și la 60 de lei pe acțiune. Să vedem ce înseamnă să se tranzacționeze la 60 de lei pe acțiune RomGaz. Dacă ne uităm în bugetul de venituri și cheltuieli, vedem că au estimat pentru 2024 în scădere nivelul de venituri totale la 8,4 miliarde de lei, după care în 2025 se așteaptă la 10,16 miliarde de lei, iar în 2026 la 10,30 de miliarde de lei. RomGaz se așteaptă la un profit net în 2024 de 2,56 de miliarde de lei, 2 miliarde de lei în 2020 25 și 1,18 miliarde de lei în 2026, da? pentru că prevăd cheltuieli mult mai mari în 2026. Ia în calcul faptul că ei au investit și într-un centru de înmagazinare de gaze naturale și știu foarte bine, au investit în proiectul care este în participațiune cu OMV Petrom și anume Neptun Deep, adică gaze naturale la mare adâncime care pot fi extrase din Marea Neagră este un proiect care se finanțează, în care investesc în continuare, încă nu este operațional, încă nu au extras gaze naturale și acolo este o mină de aur, să spune. Și cine investește în romgaz se așteaptă ca potențial să fie exploatate acele gaze naturale și vândute la un preț suficient de atractiv cât să se propage în venituri totale mari, asta pe termen lung și bineînțeles într-un profit mare ca să ofere randament acționarilor. Nu este sigur, evident, de aceea trebuie să știi ce risc îți asumi în momentul în care investești. Pentru 2024 se așteaptă la venituri din gaze livrate din producția internă într-un quantum de 6,96 de miliarde de lei și observăm și la alte tipuri de venituri se așteaptă. Energia electrică se așteaptă să vândă la un quantum mai mic decât au vândut în 2023. Prin urmare, totalul de venituri din exploatare în 2023 a fost mai mare decât totalul veniturilor din exploatare la care se așteaptă Romgaz în 2024. De asemenea, se așteaptă la un profit net în creștere, dar o creștere foarte mică față de perioada precedentă. Dar ia în calcul faptul că sunt foarte conservatori în estimări. În general, companiile deținute de stat, cea mai mare participație, am observat de-a lungul timpului, inclusiv Romgaz, în momentul în care stabilesc acest buget de venituri și cheltuieli, sunt foarte conservatori inestimări. în estimări. În esență, în momentul în care au raportat rezultatele financiare exposed, adică atunci când au venit, rezultatele au fost cu mult peste estimările exante din bugetul de venituri și cheltuieli și atunci cumva nu prea contează atât de mult. Bine, tot ne uităm peste ele pentru că pot exista anumite estimări pe care managementul le înțelege și le vede din activitatea internă și ni le prezintă și nouă în calitate de investitori. Cu toate acestea, nu aș fi prea credul și nu m-aș încrede foarte mult în aceste estimări ca să îmi bazez capitalul, să spunem, și să iau decizii pe baza acestor estimări. Acum, tot în bugetul de venituri și cheltuieli au programul de investiții. Pentru 2024, RomGaz își propune realizarea unui program de investiții de un buget total de 4,73 de miliarde de lei, format din cheltuieli cu investiții în suma de 4,4 miliarde de lei pentru, observăm așa, investiții RomGaz 1,11 miliarde de lei și finanțare RomGaz Black Sea 3,29 miliarde de lei. Observăm așa fundamentul Implementarea bugetului aferent programului de investiții pentru anul 2024 s-a făcut în cea mai mare parte pe obiective ce vizează creșterea portofoliului de rezerve și resurse, onshore și offshore, compensarea declinului natural al producției de gaze naturale și producerea de energie electrică. Și avem așa, finanțarea acordată de RomGaz către RomGaz Black Sea pentru susținerea activității curente și dezvoltarea perimentului Neptun Deep, au 50% din această companie, dar este o asociere în participațiune, acel joint venture din engleză între RomGaz și OMV Petrom. Menținerea actualei participații în cazul Lucoil, continuarea lucrărilor de cercetare geologică prin forarea unor noi sonde de explorare, dezvoltarea potențialului de producere energie electrică prin continuarea și finalizarea construirii centrale electrice cu ciclu combinat cu turbine și cu gaze, iarnuți și realizarea unui parc fotovoltaic cu instalat de aproximativ 40 de megavati, modernizarea și retehnologizarea echipamentelor și instalațiilor, achiziția de noi echipamente și achiziția de utilaje, deci 4,40 de miliarde de lei și-au bugetat din 4,73 de miliarde de lei că se vor duce în aceste investiții. Cu toate acestea, aș considera că nu o să cheltuie toți acești bani și că o să păstreze o parte din ce-și au bugetat în ce vor să investească. Pe bază istorică spun asta și pe baza tendințelor pe care, să spunem, le-am observat de-a lungul timpului în ceea ce privește, să spunem, decizia de investiție. Investiție mă refer aici în cadrul companiei. RomGaz vrea să achiziționeze un furnizor de energie electrică și gaze. Vedem că acționarii sunt convocați pe 11 aprilie pentru aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță pentru achiziționarea unui pachet de acțiuni active în cazul unui transfer de business. O să urmărim. Ca rezultate financiare ne-am uitat, cifra de afaceri a scăzut cu 32,62% pentru Romgaz la 9 miliarde de lei în 2023, profitul net a crescut totuși cu 10,42% la 2,81 miliarde de lei, o marjă netă care s-a îmbunătățit cu 12,18 puncte procentuale la 31,24% și vedem că veniturile din gazul vândut au scăzut cu 31% și reprezintă 86% din venit. Deci rezultatul pe acțiune în 2023 s-a îmbunătățit. Asta este un lucru bun pentru acționari. Cu toate acestea, cifra de afaceri, care este cel mai important indicator pentru o afacere, a scăzut cu 32%. Cu toate acestea, pleacă de la o bază foarte mare. Trebuie să luăm în calcul și acest lucru, pentru că este o scădere după anumite rezultate foarte bune, pe care multe companii din energie le-au înregistrat anul trecut. Ei bine, din cauza multor reglementări, și vedem că dau vina pe aceste reglementări, explică că această scădere din cifra de afaceri, cumva este din cauza acestor efecte da, care vin din obligații impuse de ordonanța de urgență prin care RomGaz a vândut cea mai mare parte a producției la preț de reglementat de 150 de lei pe megawatt-oră. 86,43% din livrări. Adică dacă ei vindeau la 170 de lei, peste 150 de lei pe megawatt-oră, tot ce vindeau peste acest preț lua statul integral. Și atunci cifra de afaceri din vânzarea de energie electrică și ea a avut o scădere din ce cauză spun pentru faptul că au vândut la 450 de lei pe megavatoră maxim. Dar, bine, dau vina pe aceste reglementări dar și hidroelectrica a vândut la 450 de lei pe prin mace, dar totuși a avut rezultate mai bune. Însă, bineînțeles, vinde într-un cuantum mult mai mare, produce într-un cuantum mare și bineînțeles, injectează în rețea energia electrică produsă și vândută. RomGaz în principal vinde gaze naturale. Vreau să aruncăm o privire în bilanțul financiar de pe 2023 și bine cum este raportat față de 2022. De ce vreau să facem asta? Pentru că am văzut că managementul, Consiliul de Administrație, și-a înaintat anumite îngrijorări cu privire la situația financiară a companiei dacă vor distribui prea mult în dividende. Și atunci hai să vedem ce situații financiară au în momentul de față. Acum, de unde pleacă dividendul? Hai să ne uităm puțin la active, pentru că ai văzut uh, Consiliul de Administrație a înaintat anumite îngrijorări dacă plătește prea mult da, în dividende. Totalul de active imobilizate vedem că a crescut cu 9,41% în 2023 rezultate preliminare. Observăm că totalul de active circulante a crescut cu 24%. De unde este această creștere? Vedem alte active financiare, o creștere semnificativă și dacă ne uităm la numerar și echivalente de numerar, vedem 535 de milioane de lei, o scădere pentru că au investit banii respectivi în active financiare. Acum, totalul capitalului reprezintă 11,56 de miliarde de lei, iar totalul de active reprezintă 16 miliarde de lei. Diferența este, practic, explicată de datorii. De unde vin aceste datorii? Ei bine, vin din împrumuturi bancare, da? pe termen lung 808 milioane de lei, și dacă ne uităm pe termen scurt, vedem datorii cu impozitul pe profit curent, total datorii pe termen scurt 2,94 miliarde de lei. Nu sunt atât de îndatorați față de poziția activelor, dar au și datorii. Da? În principal, totalul capitalului propriu reprezintă cel mai mult, finanțează cel mai mult din totalul de active. Cu toate acestea, din aceste rezerve foarte mari și din rezultatul reportat, dacă din rezultatul reportat pleacă prea mult în dividende, atunci ei spun că poziția totalul capitalului proprii o să scadă și atunci partea de datorii o să reprezinte mai mult din structura de capital și gradul de sănătate financiară pe care îl au o să fie diminuat. Pentru că dacă ne uităm să vedem cum se mișcă banii pentru RomGaz, vedem numeralul generat din activitatea operațională înainte de variația capitalului circulant, vedem 5,3 miliarde de lei plus 14% au intrat bani, iar după mișcarea în capitalul de lucru, da, în fondul de rulment, vedem numerar generat din activități operaționale 5,36 de miliarde de lei plus 38%. Cu toate acestea, deși au avut aceste intrări destul de mari, au plătit un impozit uriaș, iar numerarul net generat din activități operaționale a fost 3,53 miliarde, dar doar cu plus 2,51%. Cu toate acestea, au plătit mulți bani pentru titluri de stat și pentru depozite bancare, adică au parcat banii investiți investiții, precum și noi trebuie să o facem. După, au încasat, vedem, anumiți bani din alte depozite de bancare și titluri de stat care au ajuns la scadență, deci practic au luat banii aceștia și au dus în alte titluri de stat și au mai venit cu bani din trezorerie, din disponibilități, au avut plăți investiții pentru achiziția de active imobilizate, vezi cât de puțin au investit în 2023 față de 2022 și acum se așteaptă să investească mult mai mult, da? 4 miliarde. Rămâne de văzut, eu nu cred asta, ți-am spus. Acum, numerar net din activități de investiții o ieșire de 3,3 miliarde de lei, iar dividendele plătite 1,3 miliarde de lei. Și numerarul de la finalul anului este practic 535 de milioane de lei, minus 71%. Prin urmare, ajungem la aceste tabele. Am centralizat date pentru tine. Ești familiarizat sau familiarizată cu aceste tabele pentru că am mai pregătit și pentru alte companii. O să discutăm despre cât de scumpă compania, ce dividend pe acțiune vrea să plătească, ce ar însemna asta în rată de distribuire și randament al dividendului, cât de multe acțiuni o să ai în funcție de un număr de acțiuni pe care le deții sau le vei deține și bineînțeles, ne vom mai uita pe diferite statistici. Ei bine, acum vreau să ne uităm la aceste tabele. Am strâns aceste informații și sunt foarte importante pentru tine. Romgaz este din industria de energie, este un producător de gaze naturale, reprezintă 9% din indicele bursiere Pet. A avut un randament de 43,68% într-un singur an, în ultimele 12 luni. De la începutul anului până astăzi a avut un randament de 9% și vreau să ne uităm la anumiți indicatori și anume la price to earnings în momentul de față se tranzacționează de 7,48 ori profitul net înregistrat în 2023, 2,8 miliarde de lei. Și observăm că dacă ne-am uita la profitul din 2022 s-ar tranzacționa la 8,26, iar în momentul de față se tranzacționează cu 82% mai mult decât valoarea capitalului proprii din 2023, 11,56 miliarde, pentru că în momentul de față prețul pe acțiune este 54,60 de lei, la o capitalizare bursieră de 21 de miliarde de lei. Acum vom discuta despre scenariile dividendului distribuibil acționarilor, dacă au fost înaintate către AGA. Cu toate acestea, vreau să ne uităm puțin la forward price to earnings. Dacă luăm profitul net în 2024, estimat de către management, de către directoratul acestei companii, cu toate acestea ți-am spus, consideră că este conservator. Dar dacă am luat acest profit net, să calculăm forward price to earnings în 2024, adică această capitalizare de astăzi, dar raportată la profitul din 2024, atunci s-ar tranzacționa un forward price to earnings de 8,20. Dar dacă ar veni cu 20% mai bun profitul net în 2024, atunci s-ar tranzacționa chiar poate sub 7 sau undeva la 7 și puțin, dar probabil sub 7 uh, multiplu de evaluare, ceea ce poate să fie un multiplu atractiv da, pentru romgaz, având în vedere potențialul din Marea Neagră, da, potențialul de creștere în venituri din gazele naturale de acolo. Acum, un aspect important, este scump romgaz în prețul pe acțiune la 60 de lei? Nu neapărat. De ce? Ar reprezenta 8,22 multiplu de evaluare la profitul net din 2023 da, de 2,8 miliarde de lei. Și dacă ne-am uitat la profitul net care a fost estimat în 2024, ar fi un foror price to earnings la 60 de lei pe acțiune de 9. Ei bine, nu înseamnă că Romgaz nu se poate tranzacționa și la 10 și la 11 și la 12 price to earnings, da? Depinde cât va aloca piața, în general fondurile de pensii și fondurile instituționale, cât vor aloca pentru potențialul viitor al Romgaz. Și atunci în primul rând vreau să ne uităm la dividendul pe acțiune din scenariul 1, da, dividendul propus. Ei bine, consiliul de administrație a propus un dividend de 0,35 lei pe acțiune. Asta ar reprezenta o rată de distribuire de 48,81%. Cum am calculat? Ei bine, m-am uitat la noul număr de acțiuni pe 30 mai, în momentul în care este data plății, data distribuirii de acțiuni gratuite, va fi un număr de acțiuni de 3,85 miliarde. Deci, dacă mulțim dividendul pe acțiune cu noul număr de acțiuni din circulație, care va fi pe 30 mai înainte să fie plătit dividendul și am împărți la profitul net din 2023, am avea o rată de distribuire de 48,81% randamentul pe acțiune ar fi 6,52% dacă am împărțit dividendul pe acțiune la noul preț pe acțiune de pe 28 mai, care ar fi de 5,46 lei. Atenție! Până pe 28 mai pe ex-date la distribuția de acțiuni gratuite, pentru că o să se majoreze numărul de acțiuni de 10 ori și atunci prețul o să scadă. s am spus de la 54,60 la 5,46 lei. Asta dacă o să fie 54,60 de lei pe 28 mai, cel mai probabil nu. Nu, poate să fie peste 60 de lei, poate să fie 55 de lei, poate să fie sub 50 de lei pe acțiune. Dar important este că o să scadă de 10 ori pentru că numărul de acțiuni o să crească de 10 ori și atunci prețul o să fie ajustat de 10 ori. Asta este important. Deci la prețul de acum ar fi un randament al dividendului de 6,52%. Pentru scenariul 2, dacă acționarii o să voteze scenariul 2 și o să aprobe scenariul 2 și o să li se distribuie 0,14 lei pe acțiune ar însemna o rată de distribuire de 19,53% din profitul net din 2023 și un randament al dividendului de 2,61% față de un randament al dividendului din 2023 raportat la profitul net din 2022 din care s-au distribuit dividende de 7,63%. Deci ar fi mult mai mic în scenariul 2, dar ar fi mai mic și în scenariul 1. Cu toate acestea, prețul pe acțiune a crescut de la începutul anului cu 9% și cu 43% în 12 luni. Cu cât crește prețul pe acțiune, cu atât randamentul dividendului scade, pentru că este un randament dinamic. Și atunci poți să calculezi câte acțiuni o să primești și în ceea ce privește distribuția de acțiuni gratuite. Dacă ai 100 de acțiuni, o să primești încă 900 de acțiuni, adică o să ai 1000 de acțiuni, dar prețul pe acțiune o să scadă de 10 ori. Dacă ai 33 de acțiuni, o să ai 330 de acțiuni, dar și prețul o să scadă, da? Pentru că valoarea rămâne aceeași, capitalizarea bursieră, adică preț pe acțiune înmulțit cu număr de acțiuni, rămâne aceeași și după ce prețul pe acțiune o să fie înmulțit cu noul număr de acțiuni, o să fie tot aceeași valoare pentru că nu se schimbă valoarea. Este o mișcare în capitalul proprii, din rezerve în capital social. Atât. Uite ca să-ți explic un pic. Deci, în capitalul proprii ai rezerve. Din rezerve o să se ducă o parte în capital social. Și atunci asta înseamnă de fapt să încorporeze rezervele prin majorarea capitalului social. Înainte să finalizăm analiza vreau să ne uităm și pe grafic să vedem dacă este scump acum și ce comportament bursier a fost pe romgaz în ultima perioadă. Este scump romgaz acum? Mai poate să crească prețul pe acțiune? În momentul de față se tranzacționează la 54,6 lei pe acțiune. A avut o scădere după care a avut o revenire. Au fost zone de acumulare foarte bune. Vedem că a avut un trend ascendent. A spart linia de rezistență care a fost cel puțin pentru vârful atins prin 2022 și vedem că după ce a spart această linie de rezistență a scăzut sub ea, după care iar a spart linia și să vedem dacă se formează în zona aceasta o nouă zonă de consolidare, da? o nouă perioadă în care se consolidează. Acum, este prea scump în preț, nu neapărat, chiar dacă n-a avut cele mai bune rezultate financiare, nu a avut rezultate financiare foarte bune. Cu toate acestea are un potențial perceput de piață și o să vezi, pentru faptul că o să scadă prețul, o să fie ajustat la majorarea de capital, iarăși o să fie foarte mare interes în perioada respectivă. Am văzut această situație foarte des pe Bursa de Valori din București. Cred că sunt anomalii statistici atunci când am văzut că nu s-a întâmplat vreo euforie în perioada ex-date-ului de distribuție de acțiuni gratuite. Și atunci e posibil să se tranzacționeze chiar și peste 60 de lei pe acțiune. Nu aș acumula, ți-am spus, aș acumula doar în zonele acestea, să spunem între 46-47 de lei și 52 lei. Asta nu înseamnă că mai ajunge acolo. Eu personal nu acumulez la acest preț, dețin romgaz, nu acumulez, dar asta nu înseamnă că nu are potențial de creștere romgaz. Să ne înțelegem doar că am viziunea și atenția pe alte companii. De aceea spun, hai să vedem dacă va reuși romgaz să se consolideze în această zonă peste 52 de lei pe acțiune, între 52 și 62 de lei pe acțiune, zic eu pentru că nu văd să spargă 62 de lei pe acțiune, vreau să vedem dacă reușește să-și mențină prețul cotația în această zonă sau o să scadă iarăși sub 52 lei pe acțiune. Asta mă interesează. Și dacă scade, încearcă din nou să intre în această zonă, trebuie să urmărim romgaz. Acum, dacă acumulezi pentru DCA iar Romgaz este în portofoliul tău de investiții și vrei să acumulezi periodic, acumulează în continuare. Chiar dacă are o creștere și după are o scădere, vreau să spun în timp, nu că s-ar întâmpla asta, acumulează și o să ai o medie de cost în funcție de prețurile la care cumperi. Din 2023 observăm că Romgaz a avut un randament foarte bun. A avut un randament peste indicele bursier bet, vedem 44%, iar indicele bursier bet a avut 37%. Nu cu mult peste, dar peste. Ia în calcul și faptul că a plătit dividende, ia în calcul și faptul că o să plătească iarăși dividende și că distribuie și acțiuni gratuite. În regulă, sper că ți-a plăcut analiza și materialele pe care le-am pregătit pentru tine. Sunt într-adevăr atractive aceste dividende? Mm. Acum, contează foarte mult ce structură ai în portofoliu de investiții. Dacă deții rongas, dacă faci replica la bursier BET sau investești în BET ETF, atunci, bineînțeles că poate să fie atractiv în sensul în care face parte din portofoliul tău de investiții. Dar, dacă n-ai o poziție încă în Romgaz, merită să-ți deschizi, în opinia mea, în momentul de față, nu neapărat pot fi și alte oportunități, pot fi și alte alternative. Dar, vezi, tu trebuie să-ți fundamentezi să teza de investiții și să te întrebi dacă merită Romgaz. A avut rezultate mai slabe. Gazul natural nu s-a mai vândut atât de mult la un preț foarte mare. Se va vinde gazul natural la un preț mare. Se va vinde mult, probabil. Vedem că este, să spunem, un component foarte important de energie gazul natural și are foarte multe elemente benefice. Cu toate acestea, nu stabilesc eu sau nu stabilești tu economia. Trebuie să vedem ce traiectorie are și sunt mulți factori extrinseci care influențează prețul, politică, geopolitică și așa mai departe. Romgaz o să fie în continuare un participant foarte important pe lanțul valoric e bine să ai o parte expunere în această companie, nu e sfat financiar direct, pentru diversificare și în cadrul, să zicem, industriei de energie, pentru că poate ai hidroelectrică producător de energie electrică. Ai și producător de gaze naturale și atunci poți să ai o diversificare. Lasă și mie un comentariu. Tu de om gaz, ce părere ai despre această companie? Ți se pare o companie oportună? Ți se pare oportun să investești în această companie? Dar o să-mi și mie să știu ce investitori avem aici în RomGaz. Cu toate acestea mă aștept în momentul în care o să fie x iar iarăși la o creștere în preț. Poate că nejustificată sau poate că justificată. Dar când o să vezi o companie pe care o știi de atâția ani RomGaz că se tranzacționează la 5-6 lei pe acțiune sau 4 lei pe acțiune, după ajustare, o să ți se pară foarte puțin chiar dacă este aceeași valoare bursieră. Și o să fie și fonduri de investiții care o să atribuie periodii pentru că, Fondurile de pensii atribuie periodic în acești emitenți când le intră banii, investesc, la fel ca un investitor individual, doar că la altă magnitudine. Și atunci o să se mai cumpere romga, sunt sigur de asta. Însă va mai continua randamentul ăsta foarte bun, probabil că nu la fel de bun, dar probabil că undeva la nivelul indicelui bursier BED. Spune și mie opinia ta și până data viitoare, te salut!